Oameni buni, am reîntors la Secretele Brașovului în această minunată vreme caniculară. Nu că așa e, parcă e luna lui cuptor. Asta așa, nu parcă. Sigur e luna lui cuptor. Acum ne-am plâns un pic la început că era luna apelor și acum n-ar trebui să mai avem discuții vis-a-vis de asta, dar asta începe orice discuție, începe cu vremea acum. Ba e prea cald, ba e prea frig, ba plouă prea mult. Însă mediul și natura își reglează și își găsesc întotdeauna căi de a se dezvolta și de a continua în latura cea mai bună. Despre natură, într-un fel sau altul, vreau să vorbim astăzi și o să vedeți că discuția de astăzi este interesantă pentru că avem câteva subiecte legate de mediu și natură pe care le vom dezbate cu domnul conferențiar dr. Dan Traian Ionescu de la Facultatea de Silvicultură Brașov. Și totodată, dânsul este important în discuția de astăzi, este și membru în Colegiul Științific Național pentru Arii Naturale Protejate din România. Bine ați venit la Secrete! Bine v-am regăsit! Deja, cred că cei care urmăresc Secretele v-au mai văzut, v-au cunoscut, nu sunteți la prima emisiune și numai la Secrete, în general, în partea de TV locală și nu numai. Vreau să începem discuția cu un aspect așa mai... Am văzut acum în ultima perioadă, pentru că într-o evaluare destul de lungă, până la urmă și exigentă, făcută de către Secretariatul Convenției de la Ramsar asupra zonelor umede de importanță internațională, a oficiat un nou sit, acest sit Ramsar, complexul piscicol Dumbrăvița-Rotbav. Și aș vrea să ne povestiți puțin despre asta, pentru că am văzut acolo o grămadă de date interesante, de lucruri, dar bineînțeles că dumneavoastră sunteți cel mai în măsură să ne spuneți. Da, mulțumesc frumos, cu multă plăcere o să vă spun. E vorba de fapt de o extindere a unui vechi sit, vechi, din 2006, sit Ramsar, deci zonă umedă într-adevăr de importanță internațională, care este un tip de arie protejată, recunoscut la nivel internațional pentru, să spunem, bogăția biodiversității unor ecosisteme umede, pe de o parte, pe de altă parte, de multe ori ia în considerare și factorul uman și activitățile umane care în timp, istoric vorbind, au contribuit la realizarea acestor ecosisteme sau sigur s-au folosit într-un fel sau altul de apă, de resursa apă, dar într-un mod durabil, în așa fel încât acolo avem și plante și animale și peisaje și apă curată și așa mai departe. Deci e vorba de un sit care a fost declarat cu o suprafață destul de mică, era cel mai mic din România la acea oră, 414 hectare, iar în prezent are de vreo 5 ori mai mult, deci peste 2200 de hectare. El se suprapune în integralitate cu limitele sitului Natura 2000. Acum nu vreau să încurcăm borcanele, dar o să explic un pic despre ce e vorba. Deci este vorba de o arie protejată europeană, situl Natura 2000, care este declarat de ceva vreme după intrarea României în Uniunea Europeană, în baza directivei păsări a Uniunii Europene. Deci limitele sunt suprapuse. De ce? Pentru că nu am vrut să extindem mai mult decât aceste limite pentru a nu intra în alte proceduri. Practic, situația aceasta este o recunoaștere, în primul rând, internațională aceste importanțe. Deci nu înseamnă nimic în plus ca restricții, să spunem, față de situl Natura 2000. Deci proprietarii, administratorii de teren n-au de ce să-și facă vreo problemă în acest sens. Dimpotrivă, comunitățile, admirii piscicoli, în acest fel sunt și ei recunoscuți ca parte a situlului de care spuneam, pot fi făcute proiecte, poate crește turismul durabil în viitor. Sunt tot felul de aspecte pozitive care pot să decurgă din această recunoaștere internațională. Este în continuare singurul din Transilvania, sau hai să zicem din regiunea 7 centru, din care facem și noi parte Brașovul, de acest fel. Deci nu mai avem un alt sit Ramsar la ora actuală, declarat. Sigur, mai sunt și alte zone umede importante în Transilvania, categorii. Deci cam asta e așa pe scurt ceea ce s-a întâmplat în ultima vreme, această recunoaștere va fi
la nivel național și o hotărâre de guvern, că așa spune și legislația noastră, pentru declararea lui. Și să vedem de acum înainte cum vor decurge lucrurile. Eu sper că tot așa ca și până acum, în sensul în care, într-adevăr, managementul, cel puțin principalul management, piscicultura, va fi sustenabilă, durabilă și va interfera în mod pozitiv cu natura și cu toate componentele naturii de acolo. Eu aș mai avea o întrebare legată de partea asta de... tot timpul mi-am pus întrebarea cine e în spatele, adică nu în sensul rău, să ne înțelegem, în sensul bun, că toată lumea când întreb cine e în spate se gândește la tot felul de tertipuri sau de mișculații, să spunem așa, într-un argou al limbajului românesc. Cine muncește până la urmă ca să poți să faci un astfel de sit sau așa? Mă gândesc că sunt niște... Eu citeam la un moment dat, mă uitam în ceea ce a fost aici, că trebuie să îndeplinească niște criterii. Situl ăsta îndeplinește 4 din 9 criterii, am văzut de desemnare. Adică mă gândesc că e o documentație în spate, ca la orice proiect. Trebuie să te duci, să vezi ce în teren, să vii, să documentezi. Mă gândesc că științific, nu așa că scrii ceva acolo și chiar ți se ia în calcul. Cine muncește ca să facă până la urmă o astfel de lucrare sau o documentație de așa natură încât o astfel de zonă să fie declarată sit, să funcționeze ca atare? Și întreb asta de ce? Pentru că, așa cum ați spus, într-un sit de genul ăsta se pot dezvolta împrejur, în el, în zone, o multitudine de activități economice, sociale, turistice. Sunt tot felul de lucruri care se dezvoltă acolo. Adică, până la urmă, cineva trebuie să-și asume treaba asta în a lucra la așa ceva. Ok, haideți să o luăm pe rând, că ați ridicat mai multe probleme aici. Să începem cu prima legată de cine și o să vă spun și un pic legat de criterii. Nu o să intru în detalii, că plictisim, sigur. Sigur, în mare măcar. Dar măcar câteva idei. Acum, legat de primul sit, fostul complex piscicol Dumbrăvița, acela de 400 de hectare, acolo a fost o implicare mai mare. Promotorul am fost eu, să zic așa, ca persoană, dar prin Societatea Ornitologică Română la acea vreme și prin, sigur, Minister, Agenția de Protecție a Mediului Brașov, atunci s-a implicat cu putere. De acolo aș numi o persoană care, din păcate, nu mai este printre noi, geograf Anca Ioanițescu, era consilier principal și un suflet minunat care a dat imboldul și a susținut inclusiv la nivel de minister situl și, bineînțeles, toate demersurile. Apoi, acum eu am considerat, cunoscând foarte bine situl Natura 2000 și, cum spuneați, baza științifică care exista deja de vreo 20 și ceva de ani, se cam știe tot ce e acolo de iată aproape două decenii, poate mai bine, de fapt, am considerat că merită să existe și celelalte zone umede. Adică fostul sit cuprindea o parte doar din lacurile de la Rodbav, niște helește și acel lac mare pe care știe lumea de obicei, barajul, nu cuprindea alte lacuri, iazurile din cadrul fermei piscicole și nu exista nimic la Rodbav. Adică Rodbavul nu era sit Ramsar. Ori acolo sunt tot așa o sumedenie de lacuri, de eleșteie, Oltul cu canale, mlaștini și alte zone deosebite. Și atunci am considerat că dacă s-au îndeplinit criteriile acelea, câteva, pentru fostul sit de 400 de hectare, venind cu de 5 ori suprafața plus o mulțime de specii și populații mult mai mari ca acum câțiva ani la multe specii de păsări, e clar că merită. Și asta a fost o muncă, într-adevăr, a durat destul de mult, aproape 2 ani, pentru că secretariatul Convenției de la Ramsar, care e la Geneva, lucrează cu toată lumea, cu tot mapamondul, pe de o parte, pe de altă parte este foarte exigent și ne-a trimis tot timpul observații
lucruri de clarificat și așa mai departe. Deci, baza, vă spuneam, științifică există. Noi cunoaștem în de aproape cam tot ce înseamnă biodiversitate pe bucățele, pe, știu eu, plante, animale, dar mai ales păsările, pentru că ele sunt și în cazul țidurilor Ramsar principalele obiecte de declarare. Bun, m-ați mai întrebat sau ați spus problema cu asumarea. Categoric și noi în acel comunicat am subliniat faptul că ar trebui ca, pe de o parte, autoritățile locale județene să-și asume și, bineînțeles, cele naționale existența situlului, chiar dacă el este o viziune, o, cum vă spuneam, exprimă o realitate din teren la nivel internațional, deci nu e atât de strict, nu există o strictețe acolo în existența lui. Cu atât mai mult ar trebui ca aceste instituții, autorități să vegheze pe de o parte și să facă demersuri necesare în cazul în care sunt sigur activități umane, de exemplu turismul de care spuneam, să îl organizeze, să facem un turism civilizat care să lege cele două zone, de exemplu, și de altele sau alte obiective turistice importante din județ. Bun, cred că părerea mea e că suficient ați intrat în detalii tehnice cât să înțeleagă cei care ne privesc, ne ascultă, dar nici prea mult că, na, cine e specialist probabil că știe mai multe și cu siguranță se poate interesa mai în amănunt în alt mod. Acum, din punct de vedere al, nu știu, atractivității și recunoaștere până la urmă la nivel internațional asta, adică e un... înseamnă ceva, adică nu e puțin, cel puțin așa mi se pare mie. Vreau să vă întreb dacă, nu știu, sunt anumite restricții sau sunt și lucruri care împietează cumva o dezvoltare, haideți să o numim în ghilimele, normală, în sensul în care, uite, până acum puteam să facem ceva acolo, acum nu mai putem. Sau invers, până acum nu puteam să facem ceva acolo, acum putem. De ce? Pentru că este în zona asta. Se întâmplă, bănuiesc că trebuie să existe aspecte de genul ăsta. Da, foarte bună întrebarea și vă mulțumesc că, evident, se gândesc oamenii la lucrul ăsta după ce au auzit că, iată, mai există o arie protejată. Spuneam la început că nu înseamnă niște restricții în plus față de situ Natura 2000. Dar, într-adevăr, toate viitoarele, să spunem, investiții, mai ales cele majore, se supun oricum legislației existente și cu situl Ramsar și fără el. Și aici, sigur, vorbim de legislația privind evaluarea adecvată. Iarăși, nu vreau să intrăm în amănunte. Deci, orice proiect, plan, mai ales din siturile Natura 2000, deci în cazul de față vorbim de așa ceva, se supun aceste evaluări adecvate, ca orice stat membru, facem și noi ceea ce trebuie făcut. Da, pe de altă parte, dacă există probleme în sensul de un impact negativ, semnificativ, major, asupra componentelor biodiversității, e posibil, nu știu, zic și eu, se întâmplă ceva și trebuie să dispară un sfert din sit, ca zonă umedă. Ei bine, lucrul ăsta chiar nu se va putea întâmpla decât în cazurile în care este vorba de proiecte, sunt niște excepții la nivel european și național, deci preluate și de legislația noastră, și anume, știu, o siguranță publică, proiecte de nivel european major care nu pot face, nu se pot face în alt mod decât așa, acolo, ca locație, în fine. Nu cred că va fi cazul aici și chiar dacă ar fi să spunem, Doamne ferește, acea suprafață trebuie cumva recuperată. E complicat, pe hârtie sună ok, adică ai distrus, nu știu, o mlaștină de 10 hectare, statul român sau beneficiarul acelui proiect e obligat să refacă în altă parte, în zonă sau, în fine, să declare sit Ramsar ceva ce n-a fost declarat, dacă e cazul.
Pentru toate astea există soluții. Deci nu trebuie să ne speriem. Am văzut că au fost în ultimii ani fel și fel de probleme și discuții interminabile despre blocări de autostrăzi din cauza unui gândac. Vreau să vă spun că toate acestea, da, absolut toate, se rezolvă prin legislația existentă la nivel european și românesc, la nivel național. Adică se face acea evaluare de impact care e foarte drastică pe de-o parte, dar și cu soluții. Deci există soluții tehnice, există, nu se poate bloca ceva, o astfel de investiție, decât dacă există alte motive și nu gândacul sau o arie protejată de nivel european sau internațional. Da, nouă ne place așa în general, nouă, unora, le place în general să exacerbeze, să spună, uite, nu s-a făcut aia, că trecea un hamster, un gândac, nu știu ce, și că, vezi, Doamne, din cauza aia s-a oprit progresul societății. Nu stau lucrurile chiar așa. Și până la urmă, e clar că natura e pe primul loc și trebuie protejată, dar asta nu înseamnă că nu există, așa cum foarte bine ați spus, legislație pentru fiecare caz în parte. Ok, trebuie să se treacă pe acolo o autostradă de însemnătate europeană sau așa, să treacă și atunci mă gândesc că toate lucrurile care derivă de acolo sunt într-un fel. Vor trebui duse la îndeplinire. Bun. Acum aș vrea să deviem un pic din zona asta, de fapt rămânem în zona, în aceeași sferă, dar aș vrea să vă întreb că și aici iară sunt discuții vis-a-vis de specii, de faună, de floră, de cât de mult influențează, nu știu, hai să vorbim, uite, chiar de zona asta, dar poate că dumneavoastră aveți cunoștințe la nivel de județ, cu siguranță, sau poate de țară, dar ne interesează mai mult deocamdată aspectul ăsta. Dispar specii, apar specii, că tot timpul natura e în schimbare, avem o problemă, se tot zvonește, că se taie prea mulți copaci, că fundul forestier, că păsările fug, că nu mai au unde să-și facă cuib, că urșii vin prea mult în oraș, așa mai departe. Aș vrea să rămânem totuși în sfera asta, dar să ne spuneți care e realitatea din punctul de vedere al mediului în momentul de față. Bineînțeles, cu ce date aveți dumneavoastră. Iarăși un subiect care probabil ar ține poate câteva zile, am putea vorbi despre el, dar o să fiu scurt. Da, noi în general avem impresia că natura, și nu mă refer numai la bălți, la mlaștini sau la păduri, natura este ceva sub un glob de sticlă care se poate sparge oricând dacă trecem pe lângă el. Să știți că nu e chiar așa. Iar biodiversitatea României în ansamblu, asta însemnând tot, floră, faună, habitate, peisaje, este una absolut de excepție. Vă spun cu toată responsabilitatea și o spun și cei care într-adevăr știu cum stau lucrurile. Nu știu, haideți să încercăm să vorbim două secunde despre pădure, pentru că dacă... Sau întâi să vă spun așa, pe partea de ecosisteme umede, indiferent de care sunt, că e vorba de delta Dunării, că e vorba de cele artificiale, lacuri și așa mai departe, eleșteie. Stăm foarte bine și aici. Uite, vă spun despre Dumbrăvița, pe care o studiez de când sunt în Brașov, din anii 92-93. Am studiat-o aproape săptămânal, din punct de vedere al păsărilor. Când eram student, visam cu ochii deschiși să am niște colonii de stârci, de grete și așa mai departe, cum vedeam prin delta, prin sudul țării. S-a îndeplinit lucrul ăsta. Cum necum, lucrurile acum stau foarte bine. În sensul în care avem, față de perioada studenției mele, multe specii în plus cuibăritoare, multe la care nici nu gândeam vreodată că vor fi aici, iar pentru cele care erau și atunci, populațiile au crescut semnificativ sau sunt stabile. Nu găsesc nici o specie, poate una, la care populația să fie în descreștere de acum 20-30 de ani. Deci dacă ne raportăm strict la bucățica asta, pe care o studiez de atâta vreme, deci pot spune că mă pot raporta la ceva cunoscut,
cu date mai vechi, de acum 20, chiar 30 de ani, vă pot spune clar, n-a dispărut nimic, dimpotrivă. Au apărut foarte multe specii, iar populațiile, cum spuneam, s-au înmulțit. Dacă luăm pădurea, pădurea e un subiect extrem de sensibil. N-aș vrea acum să o dezvoltăm foarte mult. Lucrez împreună cu colegul meu biolog, Călin Hodor, la o carte de câțiva ani și ne tot chinuim să o terminăm, sper că la anul, care va aborda subiectul păsările de pădure și omul. Influența omului și a silviculturii, a tăierilor de diverse tipuri asupra păsărilor. Cum influențează toate activitățile umane de bază principale, păsările și habitatul lor, respectiv cel forestier, pădurea. Iarăși și aici stăm foarte bine la speciile indicatoare de pădure. Vă dau câteva exemple, specii de ciocănitori, diverse specii de bufnițe. Și iarăși nu vă spun pentru că sunt, să zicem, silvic și ar trebui să apăr, nu domeniul, silvicultura și breasla, silvicultorii. Vă spun pe niște documente existente și anume populațiile speciilor de păsări cuibăritoare care sunt evaluate la anumite perioade de timp de către experți, experții fiind ONG-uri, experți din deci nu minister, să zicem că îl putem acuza de, da, trag cifrele într-o anumită direcție, dimpotrivă, la toate aceste specii stăm foarte bine. Populații stabile sau în creștere, iar la nivel european, la câteva suntem în top. Suntem pe primul loc, pe podium, lucru care, după părerea mea, este esențial. Ce înseamnă asta? Înseamnă că managementul forestier, făcut de generații întregi de silvici, pentru că trebuie să știm, de vreo 80-100 de ani, pădurile României sunt supuse unei gospodăriri. De ce? Pentru că înainte, într-adevăr, se tăia, se defrișa, adică se elimina pădurea, asta înseamnă defrișare, pentru alte scopuri, alte tipuri de terenuri acolo, și s-a văzut că nu prea e bine, cam scăpăm de sub control. Și atunci controlul a însemnat asta. Tăiem, dar sustenabil. Să rămână pădurea, să rămână biodiversitatea cât se poate. Și asta spun, generații întregi de silvici au contribuit nu în mod direct la creșterea sau menținerea biodiversității. Nu ăla a fost scopul, mai ales pe vremea comunismului, să fim serioși. Nu dădea nimeni doi bani pe o păsărică, pe o ciocănitoare, pe o gâză. Dar, indirect, prin acel management, și aici iarăși poate fi o discuție lungă să înțeleagă oamenii cum se face silvicultura actuală, pe ce baze, care sunt bazele și principiile, care să știți că sunt foarte apropiate de natură. Deci, iată, am ajuns în această situație în care, nu vreau să generalizez, stăm bine. Într-adevăr, sunt probleme, sunt tăieri ilegale, sunt suprafețe tăiate și apoi neîmpădurite acolo unde într-adevăr e nevoie de împădurire, dar n-aș vrea să o lungim pentru că într-adevăr ăsta e un subiect, zic eu, care ar fi foarte bun pentru viitor de discutat prin prisma faunei sălbatice, prin prisma, repet, a păsărilor, care indică sănătatea și integritatea unui tip de ecosistem. Așa cum rațele, stârcii, pelicanii indică existența unui ecosistem de zonă umedă, ciocănitoarea, cucurezul mare și așa mai departe indică existența și sănătatea unui ecosistem forestier, unei păduri. Uite că am auzit și eu o opinie, nu optimistă, o opinie realistă. Aia mi se pare foarte interesant. Faptul că ne spuneți în calitate de specialist că lucrurile nu stau chiar atât de rău, că dacă te-a pus să citești, nu știu, pe rețele de socializare sau să te uiți pe pozele din ce știu eu ce revistă sau publicație, te-a pus cu mâinile de cap. Zici că România este ținutul nimănui și că aici se fură ca în codru și că nimeni nu face nimic. Da, așa cum a zis, sunt cazuri, e adevărat, și alea trebuie cu siguranță tratate cu maximă atenție, dar faptul că ne spuneți că din punct de vedere a tot ceea ce înseamnă lucrurile stau bine și merg către bine, asta cred că e cel mai important. Ăsta e un semn bun, bineînțeles, întotdeauna e loc de mai bine.
Bun, da, mai aveam ceva întrebări, domnule Dan Ionescu, dar asta e, trebuie să încheiem aici pentru că nu mai avem timp alocat. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Secrete din nou și sper că poate, nu știu, cât de curând să vedem și imagini de acolo, video, pentru că avem și noi ce imagini am mai prezentat, dar de acolo să vedem și lucrurile care se vor întâmpla bine și să auzim numai de lucruri bine făcute. Mulțumesc și vă așteptăm în teren. Avem, de exemplu, berze negre venite deja mai devreme decât de obicei și multe alte specii care sunt atracții pentru oameni și pentru turiști. Foarte fain. Cu siguranță că acum, cu cât s-a mai mărit acea zonă, lumea cu siguranță va poposi acolo. Bine, vă mulțumesc. Mult succes! Eu mulțumesc frumos! Oameni buni, asta a fost astăzi la Secrete despre natură, despre lucruri frumoase. Mergeți și vizitați zona aceea pentru că este splendidă și nu numai. Sunt multe zone frumoase în țară. Nu trebuie să batem poate uneori mii sau zeci de mii de kilometri ca să vedem lucruri pe care le avem aici chiar la îndemână. Mulțumesc, să aveți o săptămână minunată. La revedere!